Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluție prin care solicită Federația Rusă să pună capăt fără întârziere ocupației temporare a Crimeei, peninsula ucraineană anexată de Moscova încă în anul 2014, relatează AFP. Rezoluția, care se concentrează asupra militarizării Crimeei, Sevastopolului și a unor părți din Marea Neagră și Marea Azov, a fost adoptată de 63 de țări, în timp ce 17 au votat împotrivă și 62 s-au abținut. Nu este pentru prima oară când la ONU se vorbește despre ocuparea temporară a Crimeei, iar Rusiei îi se cere să respecte dreptul internațional. În anul 2018, Comitetul pentru Drepturile Omului al ONU a adoptat o rezoluție prin care condamnă ocuparea temporară a Crimeei de către Federația Rusă. Atunci a fost pentru prima oară după 4 ani de zile când, într-un document oficial al Națiunilor Unite, se stipula clar că peninsula Crimeei este un teritoriu ocupat temporar. De asemenea, ONU reitera că teritoriul peninsulei Crimeea aparține Ucrainei. Rezoluția adoptată nu are un caracter obligatoriu, dar are semnificație politică. Ea a fost supusă la vot fiind susținută de aproape 40 de țări, inclusiv europene, Marea Britanie, Franța, Germania, Statele Baltice, Statele Unite, Australia, Canada și Turcia. Rezoluția îndeamnă Federația Rusă ca puterea ocupantă să își retragă imediat, complet și necondiționat forțele militare din Crimeea și să-și înceteze fără întârziere ocupația temporară a teritoriului Ucrainei. Conflictul dintre luptătorii separatiști susținuți de Rusia și trupele ucrainene a provocat moartea peste 13.000 de persoane, începând din 2014, când Federația Rusă a anexat Crimeea, iar forțele proruse din estul Ucrainei s-au revoltat împotriva regimului de la Kiev.